Salut și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou motovlog. Suntem aici cu scooterul Malaguti F12 și o să-l pornim. I-am pus și contactul, l-am legat cât de cât. E ce trebuie. Nu? E bun. E treaba bună cu contactul. Aolo, dar trebuie să umflu roțile că s-au înfăptat. Da. Doar aia pe față, că asta e. Asta e tank. N-am nici filtrul la el acum. I-am pus eu o cârpă, dar am dat jos că n-a fost treaba bună. Am mers o zi și după aia, nu știu, s-a dat încolo și nu mai merge. Și deocamdată l-am lăsat așa, până îi ripez filtrul ăla lui. Până îi fac filtrul. Până îi fac pe lui. Sper să nu-mi facă probleme. Ia să-l pornim. Ia uitați, am pus și pedala mai sus. Să fie mai treaba bună. Contactul-i pus, da? Da. Și ăla mă. El acum. Nasol că n-are filtre de aia. Un pic așa. Posibil să-mi facă probleme fără filtru. Da. Facem burnout! Hai să mai facem burnout, mare acum. Vezi? Uite, face urât din cauza că... Așa... Uite, așa... Dragi, dragi,
problema lui era, de nu mergea el bine, era de la cititor. Era cititorul de parte, de nu mergea el cum trebuie. Da? Uite-l, drag. Nu știu ce înseamnă să mai ai un filtru. Să nu-i vântul în el. Tu n-ai de benzină, mă? Ia să mă voi la rezervorul ăsta, mă. Hai, cum ai mergi? Rămân 100% dacă mă duc pe cum. Mă, bă, ce strani, bă!
de Doina? Dacă mai nu cred că se costează setul musical arboara. Mi-am dat o prime mâncat, oare? Gura voastră, ia uitați, fraților! Se costează, oare? N-au nici apă la el mult. Las așa puțin să... Da, sigur să coxeze sau? Sau nu? Cam da. Nu știu dacă nu-i răcirea bună. Nu-i răcirea bună. Las așa un pic să... Uite că s-a înfierbântat de la la braț. Și n-am nici apă la mine. N-am apă aici. Las aici și mă duc să iau apă. Nu știu ce să zic. Dar merge foarte bine. Uite, bă! Dar ce dracu? De unde e fumul ăsta? A dat foc ceva? S-a fi luat foc ceva? Ce să ia? N-are ce să ia foc, nu? N-are nimic ce să ia foc. S-a... Ia... Aleu. S-a încins.
S-a încins tare, bă. S-a încins tare în cavă și gura voastră. Și acum trebuie să aștept puțin. Nu? Dacă s-a încins... Ați văzut ce bine mergem? Oh, nu. Ce pute, bă. A încins. Nu-i problemă, așteptăm puțin până să mai răcești. Că până acolo nu se coxează, nu? Sper. Ah, dar ce goarnă i-am dat, bă, ce talpă i-am dat de... Da. Ia. Oh, frige ca lume. Frige, frige, frige. Gândeam să-i fac și clansonul, nu? Și ce fac? Iau clansonul de la G6 și îl pun pe ăsta și... Na, că am văzut că ăla are clanson acolo. Și dacă tot are și-o fi bun, na, să-l pun la asta, că am și butonul ăsta direct când merg. Da, o merge cu... Nu știu, ar trebui să mă fac cu contact. E bun, acum am și contact. Mai trebuie reglate câteva chestii la el, dar, na. Mai are un... Cred că mâine îmi vine carena. Cred că mâine îmi vine carena după spate, carenile. De fapt, una, că e mare așa și pe de-aia. Carena îmi vine. De pe spate. Cred că mâine ar trebui să vină. Gata, mă, dar nu mă știu că s-ar... Spune că nu mai vrea să o ia acum. Ce nu o ia? Păi nu așa pe mână. Nu vrea acum. Cred că s-a coxat, nu? Da, e drăguț. Nu mai era să ia doina. Hai cu ea doina ce zice. S-a venit motorul. S-a venit motorul, dar nu mai vrea să ia. Să nu se ducă dracu. Așa. Hai că nu s-a coxat, e bine. Ia cum face, mă. Am ajuns cu bine. Nu s-a dus setul, deci e ce trebuie. Da. E treaba bună dacă e, nu? Ochii de asta. Da.
ce să mai vă zic, fraților, dacă v-a plăcut, dați voi acolo un like și eu o să mai fac motovloguri cu scuterul ăsta. Da? Bă, față de cum mergea înainte, eu zic că de ca lumea acum. Și apropo, i-am pus la variator bilele de doar de 3. Am acum pe el bine doar de 3 grame. De-aia o ia așa de bine. Deci dacă vrei să meargă așa cum merge al meu, puneți de 3. Da, uite și băi. Am făcut instalația la lumini. Merge și luminile. Se aprinde. Contactul merge, ați văzut. Să zic că merge, e ok. Da. Pe două am pus-o mai sus ca să ai poziție mai bună să dai, să pornească mai repede, da?